Vorbim de îngerii ca și ghizi, ca și călăuze în existența omului, dar tu vorbești foarte mult și în cărțile tale și la cursuri despre îngeri întrupați. Ce înseamnă un înger întrupat? Care lumea asta este foarte frumos creată de Dumnezeu și este creată de Dumnezeu pe principiul ierarhiei. De pe orice lucru are o ierarhie, o piramidă, da? O să vezi că și familiile au un vârf și ministerele și firmele au un vârf. Și fiecare vârf de genul ăsta, deci fiecare piramidă de genul ăsta, ca să aibă un... E formă sub formă unui brad de Crăciun. Dar ca să aibă forma aia de brad de Crăciun, trebuie puse niște chestii pe acolo. Și atunci, doamne, ce face? Dumnezeu trimite pe pământ îngeri care sunt integrați în sisteme și creează sistemele astea. Până și sistemul ierarhic a lumii interlope este creat și îngăduit tot de Dumnezeu. De ce? De-aia, pentru că pe pământ trebuie să manifeste și partea întunecată. Trăim într-o lume, eu cum noi pe ăștia, că trebuie să eradicăm rău. Hello, lumea asta este făcută special ca în același spațiu să existe și binele și rău. Deci dacă eradicăm rău, dispărem ca planetă. Lumea asta există pentru că există rău, pentru că rău are voie să experimenteze. Acum ești vrei să ucizi, du-te frumos, te îngrijești, te duci. Cum se cheamă? Soldat profesionist și te-ai dus frumos oriunde ai. Acum ai două variante. Ai mai multe variante acum dacă vrei să ucizi, nu? Bun. Dar Dumnezeu creează această ierarhie special ca să manifeste și binele și răul. Și răul să învețe prin, în raport cu binele. Și atunci, în același loc, în același colectiv, ai și îngeri, și demoni, și vii de Dumnezeu, și extraterestri, și principii divine. Deci toate tipurile de entități. Ce diferă un înger întrupat, da, față de un om? În primul rând, ei vin cu alte potențiale. Ei vin, în primul rând, ca să înțelegeți, că trebuie să le explic celor care vin, că nu înțeleg de ce nu simt ei anumite lucruri. De exemplu, îngerii nu prea simt multe dintre lucrurile sfinte creștine, pentru că n-au cum. Un înger care vine deasupra nivelului cristic nu are cum să simtă creștinismul și atunci el se va simți vinovat cum? Toată lumea, vai, pe spate, a înviat, da? Adică, și au niște procese de astea de conștiință, că eu de ce nu simt nimic? Adică se duc la sfinți, nu simt nimic. Se duc la înviere, nu simt nimic. Și zic, domnule, sunt de fapt toată lumea în extaz, numai el nu simte nimic. Nu, e firesc. Sunt spirite care vin de deasupra nivelului cristic și venind deasupra nivelului cristic, automat au o vibrație mai mare. Nu o să simte niciodată nici înviere, nici înălțare, nici nimic și nici un sfânt. De ce? Pentru că au o vibrație mai joasă. Mi-a trebuit și mie destul de mult să înțeleg treaba asta, că pentru că la un moment dat mi-a venit o doamnă și mi-a zis, zice, domnule doctor, am și o problemă. Zice, eram la Sfântul Mina și se făcea casisul Sfântului Mina și dintr-o dată mie mi s-au activat palmele. Și am început să trimit lumină. Și zice, dădeam eu lumină Sfântului? Eu evident că la vremea aia nu prea știam mai multe. Am zis, ei, da, dai seama că... Dar adevărul e că femeia aia era un înger deasupra nivelului cristic și în momentul în care se face invocarea lui Dumnezeu, se face, slujba unui sfânt sau mai știu eu ce, se deschid toate cerurile. Și evident că lumina curgea inclusiv prin ea. Nu înseamnă că dădea lumină lui Sfântul Mina, dar prin ea curgea și lumina în același moment. Au misiuni mai mari? Îi putem recunoaște cumva printre noi? Nu. Pentru că ei au câteodată misiunea să fie nevasta din spatele unui bărbat, poate să fie, să aibă misiunea să fie mama unui campion, poate să fie, nu trebuie neapărat să aibă misiuni speciale. Că am întâlnit îngeri întrupați, vă dați seama că, târziu mi-am dat seama că există îngeri întrupați, pentru că mi s-a părut destul de ciudat pentru că aveau totuși alte valori decât oameni. Și ce mi s-a părut interesant este că i-am întâlnit în toate domeniile, inclusiv în lumea interlopă, în sporturi, în învățământ, în armată, în peste tot, pentru că prin ei Dumnezeu își implementează planul lui. Evident că nu poate să existe un război fără voia lui Dumnezeu, nu poate să existe, o armată fără voia lui Dumnezeu, nu poate să existe o medicină fără voia lui Dumnezeu. Și atunci îi găsim inclusiv în medicină. De ce? Pentru că de acolo, prin ei Dumnezeu, știți, se spune așa, că omul bun este, nu, medicul bun este cel la care Dumnezeu trimite un om să se vindece.
Adică dacă ai ratat doctorul sau ți-a ratat terapia, problema nu e a doctorului de cele mai multe ori, ci a ta, pentru că ai rezonat cu aia. Pentru că dacă vrea Dumnezeu, ajungeai la cel care să te vindece, nu la cel care să te... Și atunci trebuie să întrebi de ce mi s-a întâmplat mie treaba asta. De ce am ajuns eu la medicul care mi-a ratat, eu știu, diagnosticul sau tratamentul sau mai știu ce. Deci îngerii întrupați au acest rol de a aduce nou și voința divină pe pământ. Câteodată ei nici nu sunt conștienți că sunt. Pur și simplu îndeplinesc o misiune personală. Pentru că simpla lor prezență, știți unde se vede treaba bine în treaba asta? Paradoxal, în baruri și în discoteci. Cum? De ce? Cum? Păi foarte simplu. Pentru că eu să lumineze în întuneric. Și acolo unde este rău mai mare, când apare un spirit de genul ăsta, un înger, o femeie, înger întrupat, ea va polariza toate luminile. Deci toate luminile, deci capătă invidia tuturor femeilor. De ce? Toate toți bărbații vor ținti cu privirea femeia. Nu! Demonii din mine vor fi atrași de lumina din femeia respectivă. Și atunci eu, ca bărbat, mă voi uita la nici eu nu știu de ce. Nu trebuie să fie neamai cea mai frumoasă, cea mai... Pur și simplu, lumina aia face ca eu să mă uit la ea. Evident că în lumină toți suntem la fel. Dar în întuneric, îngerii au lumina lor. De asta eu acum, cu ocazia pandemiilor și războiului și mai ce, sunt cei mai bușiți, pentru că tot ce vine negativ pe țara noastră, o preiau în primul rând îngerii. Și ăștia șoferă cel mai repede. Dar cei care știu să stea așa cu capul la cutiuță, nu, șofer. Poate au și pregătirea necesară să facă față. Cine? Deloc. Îngerii, nu? De capul lor. Deci, din păcate, când te naști pe pământ, nu te naști învățat. Uiți tot. Se pune uiți tot, da? Și un înger este la fel de naiv când se naște ca și un demon. El are puterea interioară, are protecția lui Dumnezeu. Dom'le, dar la un moment dat Dumnezeu îi îngăduie să fie depășită această protecție. Păi de ce? Păi altfel n-ar învăța nimic. Și atunci ei se aseamănă câteodată cu Gulliver. Da? Gulliver când l-a legat Liputang. Și atunci se fură și de-abia. După aia încep să învețe ei. Pentru că în momentul în care vine un înger pe pământ, vă imaginați un înger de la... Există un înger care se cheamă înger galactic. Da? Imaginați-vă că un înger galactic are în subordinea lui o galaxie. Deci el stă așa frumos și are grijă de galaxia respectivă și îi dă lumină. Bun. Și se naște pe pământ. Și când vine pe pământ, zice, cum, eu care am grijă de galaxie pe pământ, mamă, să vezi ce-i rupă aici. Și când vine pe pământ, și-o fură grav. Pentru că aici nu mai e important ce erai tu sus. Aici ești la școală, da? Și îngeri învață ca și oamenii. Îngeri învață exact ca și oamenii. Luăm o scurtă pauză de public.